veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Spălarea picioarelor. Eu cred că, în general, am acordat o însemnătate deosebită acestei lucrări și până acum, dar dacă de cumva cineva a neglijat-o dintr-un motiv sau altul, consider și cei din prima categorie și ceilalți ar trebui să fie atenți și amintesc doar faptul că Domnul era în preajma răstignirii sale și ca unul care, așa cum ne spune acolo în Ioan 13, știa că i-a sosit ceasul, știa de unde a venit, știa unde se duce, în acel scurt timp care îl mai avea la dispoziție, a consacrat și această lucrare în mod special pentru ucenici. Dacă nu ar fi fost importantă, atunci când te grăbești, atunci când mai scurt timp până să mergi la un autobuz, de exemplu, nu mai faci prin gospodărie știu eu ce poți și să lași pentru o dată sau ce neapărat nu trebuie făcut. Vedem din Biblie, încă din Vechiul Testament, că spălarea picioarelor era o practică antică, o poruncă nescrisă, ca de altfel nu singura. Pentru că nu știm exact din Vechiul Testament sub ce formă și cum s-a transmis, de exemplu, pentru cei din generația lui Noe, cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, poruncile care le aveau ei atunci și de care trebuiau să se achite. Ea a continuat de-a lungul istoriei și o întâlnim în câteva situații în Vechiul Testament și este încadrată în cadrul unei primiri de oaspeți. O gazdă bună întotdeauna a practicat și această lucrare, spălarea picioarelor. Ea a fost luată de Domnul și consacrată ca un act special, el a efectuat-o și apoi a poruncit-o ucenicilor, în vederea, printre altele, a păstrării caracterului unei slujiri totale, care trebuia să se manifeste în comunitatea creștină. Vreau acum să luăm această spălare picioarelor într-un cadru istoric, mai întâi în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament. Să amintim doar cazurile în mare, ca să ne familiarizăm cu aceste situații și apoi, în a doua parte, vom aborda caracteristici, semnificații, deci ce reprezintă, ce rol au, dar în prima parte să vedem cazurile din Biblie unde apare această lucrare a spălării picioarelor. Mai întâi, cartea Genesei, la Avram, în capitolul 18, când înainte de a merge la Sodoma să constate cele care au fost sesizate, citim în Geneza 18:3, apoi a zis Avram, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. L-a primit Avram. I-a primit. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Un al doilea caz, întoarcem pagina, nepotul lui Avram, Lot și el, a procedat la fel. Citim în 19:2. Apoi a zis, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și veți vedea de drum. Un al treilea caz, tot în cartea Genesei, nu doar la Avram, ci și în Haran, de unde a venit el, la Laban, Geneza 24, versetul 32. E vorba de Eleazar, omul a intrat în casă, Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie și nutresc cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Nu numai pentru el că era liderul, pentru toți oamenii care erau cu el. Acest obicei nu era numai la poporul care avea de-a face într-un fel anume cu Dumnezeu. Îl întâlnim și în țara Egiptului. Deschidem tot în Geneza, capitolul 43, versetul 24, când economul casei lui Iosif a făcut această lucrare, sau mai bine s-a poruncit-o, pentru frații lui Iosif. 43:24. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă, deși au spălat picioarele, a dat și nutreț măgarilor lor. Și îl mai avem odată în cartea Judecători, unde citim în capitolul 19, versetul 21, astfel. E vorba de acel bătrân din Gibea, care a primit, a luat din piață pe acel levit să nu-l lasă în piață să doarmă și l-a luat în casa lui. Și ca o gazdă, așa cum spuneam, spune versetul 21, l-a dus în casa lui și a dat nutriți măgarilor,
călătorii și-au spălat picioarele, apoi au mâncat și au băut. În Biblie nu există nicăieri o poruncă consacrată printre celelalte de a primi neapărat oaspeți. Dar întâlnim situații în care oamenii au înțeles că e normal să facă aceasta. Deci au primit într-un fel în Vechiul Testament, iar în Noul Testament avem chiar versete care ne spun lucrurile acestea. Amintim din Romani capitolul 12, unde Pavel îi învăța pe cei din vremea lui și o fi fost bun la romani, o fi bun și la români. Citim în Romani 12 cu versetul 13. Ajutați pe sfinți că sunt în nevoi. Nevoia omului când este în călătorie este nevoia să fie primit. Fiți primitori de oaspeți. Și aceasta nu doar la romani, și la evrei a rămas în continuare. Pentru că citim în Evrei, capitolul 13, versetul 2. Ei o aveau dinainte, de mult, și le spune să nu dați uitări. Primirea de oaspeți. Ori în cadrul ei, un capitol era cel al spălării picioarelor. Era o îndatorire, am putea spune, a gazdelor. Dacă primeau cu căldură, o făceau cu toată inima. Dar era și o necesitate pentru călători și o dorință a lor ca lucrul acesta să aibă loc. În Noul Testament, citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, Domnul a ajuns în casa unui fariseu, îi reamintește că lucrul acesta era încă valabil. Citim în Luca 7 cu 44. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Deci spune Domnul, era normal să faci lucrul acesta. Deși în Noul Testament a rămas ca fiind valabil. Aici s-a arestrat un caz de excepție. Și face Domnul această diferență între Simon și acea femeie, care a luat ea sarcina lui Simon și nu cu un lighean, cu apă normală sau ce vas aveau ei atunci, ci i-a spălat picioarele Domnului cu lacrimile ei, un caz deosebit. Nu doar până la Domnul, nu doar pentru evrei, ci o primire de oaspeți, cum am citit din Roman și din Evrei, care trebuie să rămână mai departe, pentru că citim în 1 Timotei, capitolul 5, o condiție surprinsă într-un anumit aspect al lucrării în biserică. 1 Timotei 5 cu 10. O văduvă, printre altele, trebuie să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copiii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, deci în cadrul acestei lucrări. Să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat un ajutor la orice faptă bună. Acum, Domnul i-a învățat pe ucenici să facă asta, pe cei mai mari. N-ar fi normal să credem, sau am putea crede că numai extremitățile trebuia să facă asta, apostole și văduvele, nu? Sau de la apostol până la văduve era un act valabil pentru toată lumea. Sau știu surorile care o să rămână văduve și care nu, sau frații știu care o să ajungă apostol și care nu, care o să fie în lucrare și care nu. Deci, indiferent de statutul ce l-aveau, sunt surprinse doar aceste două momente. Dar Domnul să nu uităm că a făcut o poruncă din aceasta. Acestea sunt în mare situațiile din Biblie unde apare spălarea picioarelor. Haideți să vedem acum ce însemna în Vechiul Testament. Ce însemnătate avea spălarea picioarelor. În primul rând, arăta o bună primire. Citim în Geneze 18 cu 4, în acel text amintit prima dată, îngăduiți să se aducă puțină apă ca să vi se simple picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Adică, așa cum spunem noi, simțiți-vă ca la voi acasă. Deci, o bună primire, un repaus, aceasta ar însemna să îi speli picioarele cuiva, ca o gazdă bună. În al doilea rând, mai însemna îngrijirea nevoilor celui care era musafir. Citim în Judecător 19 cu 20. Acel bătrân din Ghibea, bătrânul a zis, pacea să fie cu tine. Adică fii liniștit. Toate nevoile tale le iau asupra mea. Numai să nu rămâi în piață peste noapte. Asociat cu spălarea picioarelor era luarea celorlalte nevoi asupra gazdei. De asemenea, nu mai citim versetul, amintim doar din Geneza 24, i-a spus Laban lui Eleazar, avem nutres pentru animale, mâncare pentru voi, intrați, simțiți-vă bine la noi. Sau acel verset din Geneza 43, când frații lui Iosef au fost în Egipt, au fost primiți bine. Deci, în Vechiul Testament,
Am putea rămâne la aceste două. Spălarea picioarelor însemna o bună primire, un loc de repaus, de odihnă, de recreare, de revenire după o călătorie și de asemenea luarea tuturor celorlalte nevoi asupra gazdei, ca musafirul să se simtă degajat și lipsit de orice grijă. Nu știm exact în Vechiul Testament cum se proceda la spălarea picioarelor. Textele, majoritatea dintre ele, ne lasă să credem că și călătorii își spălau picioarele. Le-au adus apă și și-au spălat picioarele. Acel text din Geneza 18 cu privire la Avram când a primit pe Domnul, în traducerea noastră am putea înțelege că Avram a pus pe cineva să le spele picioare sau că și le-au spălat ei. Dar să nu spunem mai mult decât spune Biblia. Deci existau aceste două variante, să-și spele cei în cauză picioarele sau să li se spele. Dar majoritatea textelor înclină, de fapt, să credem că și călătorii își spălau ei picioarele. În Noul Testament, spălarea picioarelor efectuată de Domnul în Ioan capitolul 13 cuprinde aceste două aspecte din Vechiul Testament în primul rând. De aici pornește. Și de aici clădește următoarele lucruri. Spuneam o bună primire. Unde le-a spălat Domnul picioarele? Citim în Luca 22:12. Nu le-a spălat picioarele la Petru acasă în Capernaum, ci le-a spălat picioarele într-o casă a unui stăpân despre care ei nu știau nimic, nici nu-l cunoșteau că le-a dat Domnul al reper. Citim Luca 22:12. După ce le spune să mergeți după un om care va avea mână lucior și are să vă arate o daie mare, de sus, așternută, gata, acolo o să pregătiți paștele. Domnul, atunci când le-a spălat picioarele, i-a primit ca gazdă. Nu știm cine a fost stăpânul ăla. Era o rudenie de-a Domnului, un prieten de-a Domnului. Ei au fost ca și musafiri. Când Domnul a făcut această lucrare cu ei. Apoi, celălalt aspect, îngrijirea. Tot Luca 22:27. Căci care este cel mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu, totuși, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Domnul i-a primit într-o casă pe contul lui. Și le-a slujit la masă. A făcut rolul de gazdă pentru ucenici. Dar nu numai atât. Apar niște elemente noi aici, pe care Petru nu le-a priceput. Pentru că dacă mergem în Ioan 13, Petru era familiarizat, că e normal să-ți fie spălate picioarele. Dar hai să mergem acolo să vedeți ce spune Petru. Apar niște elemente noi în această lucrare, care îi par lui puțin deosebite. Citim în versetul 6, Petru a zis, Doamne, Tu? Ne spălăm noi unul altul, hai, fac eu serviciul, le spăl eu, dar Tu? Bun, ai făcut rolul de gazdă, da, bine, bine, și Micul Testament le aduce apă și să spele picioarele acum, dacă simt nevoia asta și necesar. Dar Tu să ne le speli? Dar n-am declarat eu că Tu ești Fiul Dumnezeu, eu știu cine ești Tu, Tu să ne speli picioarele? Asta este prea de tot. Să nu uităm discuția care a avut loc atunci, printre altele, vreau să știe care e cel mai mare. Și înțelegem aici că a introdus Domnul un element nou, o lucrare nouă față de Vechiul Testament, o datorie specială. De altfel, a fost în concordanță cu ce a învățat Domnul toată viața. Citim în Matei 5. Spune Domnul, ați auzit, în versetul 38, că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Sau altfel spus, ați auzit cum se făcea în Vechiul Testament? Îți aducea apă și spălai picioarele. Da, acum nu-i mai așa, dar eu vă spun, și eu nu mă vă spun, eu și fac. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți și ce o face rău. Și a învățat Domnul pe ucenici de lucruri total deosebite. A schimbat ordinea lucrurilor. Nu-i mai așa normal, cum îți faci și ai faci și tu. De acum treci tu la slujire, chiar dușmanului tău. Și nu uitați că Domnul l-a spălat și pe Iuda. Putea să-l scoată afară, spunea, ieși afară. Tu meriți asta? L-a spălat pe Petru, așa ca să poată umbla bine după Domnul, să-l apete. A introdus niște elemente noi, potrivite cu caracterul său și asta a vrut să-i înveți. Dacă puteau rămâne numai la ce a fost în Vechiul Testament, când vine cineva la tine să-l primești bine, nu mă aducea Domnul modificări. Spunea, rămâneți mai departe, cu regula din Vechiul Testament. Când vine cineva la tine, te ocupi de el și printre alte speli picioarele. Dar i-a dat o altă specificație. I-a dat un alt curs, a ridicat-o pe alte trepte, la un alt nivel. Și a făcut ca să reprezinte ceva mult mai mult decât ce a fost în Vechiul Testament. De-aia Petru a rămas nedumerit. Doamne, Tu? Și când Domnul i-a spus obligativitatea, dacă nu te spăl, n-ai parte. Atunci, Doamne, cu de-a întregul. Dar vreau neapărat. Am ajuns, deci, la aceste elemente noi. Ce însemnătate are această lucrare pentru noi? Pentru că diavolul, de regulă, vrea anumite lucruri să le socotim mărunte și apoi să le neglijăm. Dar să știți că în fața lui Dumnezeu nu sunt lucruri mari care trebuie păzite și lucruri mărunte care pot fi neglijate. Dumnezeu a dat toate poruncile lui să fie păzite cu sfințenie.
să fie păzite cu reverență, cu o teamă sfântă. Există acea variantă potrivit căreia, și sunt mulți care cred așa, dar nu să știți că sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Sunt mulți care cred că este doar un act simbolic. Domnul a făcut-o și a vrut să le dea o lecție și nu mai trebuie efectuată din punct de vedere fizic. Că doar ce obținem cu această spălare fizică a picioarelor unii altor? Hai să facem legătura că a făcut-o Domnul în text. A spus cine s-a scăldat, n-ar trebui să spele decât picioare și curat de tot. Spune Petru despre botez. Să facem o paralelă între botez și spălarea picioarelor. Spune Petru despre botez, 1 Petru capitolul 3, versul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Botezul ne curățește? Nu, dar după ce noi facem? Domnul nu m-a vrut să arate un simbol cu botezul și cu asta basta, nu mai trebuie făcut. Păi chiar aici e valabilitatea întreagă. Botezul este un act spiritual interior, botezul în întregime, nașterea din nou. Dar ca o dovadă a spălării interioare, a unui cuget curat, facem actul exterior. Când mă duc la primărie și declar și semnez că vreau să iau în căsătorie un partener de viață, atunci când semnez acolo, în mine nu se întâmplă nimic, probabil vreun sentiment oarecare. Dar nu atunci se naște iubirea în mine? Și asta e doar un act exterior a unei lucrări interioare. Botezul este o spălare exterioară ca o dovadă că interiorul a fost spălat. Așa și spălarea picioarelor. Este o dovadă exterioară a unei spălări interioare care trebuie să aibă loc pe parcurs. Noi cu Domnul și unul cu altul. Dar dacă nu o faci în exterior, interior nu are nicio valabilitate. Asta e ca și cum zice Iacov în capitolul 2, du-te și spune un sărac, Domnul să aibă milă de tine, du-te în pace. Du-te în pace, dar flământ. Deci atunci are valoare. Când o fac ca un act exterior, ca o dovadă a ceea ce s-a petrecut în interiorul nostru. De altfel, David se ruga în Psalmul 51 și spune în versetul, Doamne, spală-mă! Această nevoie a spălării a simțit-o. Și după cum la botez este nevoie de spălarea totală, și pe parcurs mai este nevoie de anumite spălări. Și spune, de exemplu, sunt versete care spun, iertați-vă unii pe alții. Păi când ne spălăm, printre altele ar trebui și să ne iertăm unii pe alții. Să ne spălăm de tot, dar să ne spălăm bine. Pe care atunci când luați-l la spălat pe unul pe care aveți de ce să-l spălați. Cum spunea Domnul, știți, voi sunteți curați, dar nu toți, luați-l pe aia care nu-s curați. Și spălați-i bine. Ca să fie curați. Cu adevărat. Și în interior și în exterior. Am notat aici 4 lucruri deosebite însemnătăți pentru care merită făcut această lucrare. Ca un act fizic, dar să nu rămâne la un act fizic. Asta e ca și cum au luat unul de pe stradă, spuneau, stai cu minte, te băgăm în apă și te scoatem afară. Ce fac cu asta? I-am udat hainele, nu? L-am pus descalțe să încalțe înapoi, un lucru în plus. Deci, dacă aceste 4 lucruri în interior au loc, acea spălare fizică are valoarea ei. În primul rând, este o dovadă practică de iubire. Deschideți la Ioan 13. Înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care era în lume, i-a iubit până la capăt. Spălarea picioarelor trebuie să fie izvorâtă de aici, din iubirea noastră. Mă dau un exemplu banal. Câte o mamă, când vezi când își schimbă copilul, chiar dacă nu atunci a făcut baie, nu m-aș roștesc o cârpă, știu eu, îl pupă pe toate părțile, că-i drag. Domnul așa și-a iubit ucenicii, încât a făcut acest act din iubire, a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. Și acum ne întoarcem la acel caz deosebit din Luca 7, când acea femeie i-a spălat picioarele Domnului cu lacrimile ei. Luca 7, cu versetul 47, spune Domnul, după ce citim mai întâi în versetul 37, iată că o femeie păcătoasă din cetate, aflat că era la masă în casa lui fariseul, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Și spune Domnul versetul 47, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit
mult. De ce a spălat această femeie pe Domnul pe picioare? Domnul a spus de ce, că altfel nu știam. Pentru că a iubit mult. Dacă iubești mult, fă-o. Și cine nu o face, încă mare rezerve în iubire. Că în iubire ești în stare să faci totul, că dragostea suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Tot face iubirea. Și Domnul a făcut aceasta în primul rând din iubire. Și citim în Marcu 14, ca să vedeți contrastul și evidența acestei iubiri, Marcu 14, cu versul 3. O femeie avea un vas cu alabastru cu mir și a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unul dintre ei a fost necaș și a zis, ce rost are risipa asta de mir, care nu iubesc, nici pe cap nu te lasă să-i speli, de cum pe picioare? Nici pe cap nu aș putea să-l spele pe Domnul, de cum pe picioare? Pentru că nu iubesc și pentru ei tot e un nonsens. Dar de ce să fac asta? Deci, în primul rând, este un act de iubire. În al doilea rând, este un act al slujirii desăvârșite. Este o dovadă practică de slujire când te pleci în genunchi și faci toate aceste lucrări. Deschidem din nou la Ioan 13. Uitați ce a făcut Domnul. Putea Domnul să spună, măi, ia apropiați-vă, oleac. Ioan, du-te adu-un lighean. Petru, du-te adu-un ștergar. Și tu, Andrei, du-te adu-n niște apă. Veniți aici aproape să vă arăt o lecție. Haideți așa lângă catedră să vă explic ceva. Nu, Domnul s-a dus frumos la banca lor, la fiecare. Le-a scos pixul din penar și le-a arătat cum să scrie. Le-a scris el primul rând frumos. Nu a să scrie și ei mai departe, la alte tot la fel. Și au zis, spune aici, versetul 4, s-a sculat de la masă, văd ucenicii cum se uitau după el, știți? S-a dezbrăcat de hainele lui, că unii îmbrăcați în hainelor nu pot să facă asta, că na. A luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spere picioarele ucenicilor, să le șteargă cu ștergarul care a încins. Mai toate le-a făcut, cu lux de amănunt, toate le-a făcut el. Tot. Noi scăpăm ieftin, că sunt niște surori care aduc ligheanele și ele le duc la gata. Domnul, el l-a adus. O dovadă a slujirii totale, tot le-a făcut. Absolut tot. Nu, uneori poate ne este greu să o facem așa, cu prescurtări. Domnul a făcut-o de la A la Z. Nu știu exact dacă v-am spus, îmi pare, dar reamintesc pentru că e prea valabil aici. Ceva ce mi s-a întâmplat mie, nu povestim despre alții acum. Odată la spălarea picioarelor, n-am făcut ca Domnul și am fost puțin mai altfel, cum nu trebuie și cum să nu fiți dumneavoastră. Eram într-o biserică mică și cine? Domnul, că doar cine le potrivește? Cine face stelele să vină una după alta și oamenii care cum vin la rând? El îi potrivește, nu? Și mie mi-a căzut rândul să spăl pe picioare un frate care tocmai venise de la mine. Ca de la mine. El și-a cerut scuze, iertați-mă, el era proaspăt pocăit, el a înțeles că e mai mare bai să nu fac asta. Altul spune, dacă are ceva probleme cu picioarele, aia nu fac, nu-i jenez pe ceilalți. El așa a înțeles. Și acum mie îmi venea rândul, dar eram puțin mai încolo. Și acum, sincer să fiu, înaintea dumneavoastră, am mai stat cu un frate la două vorbe ca să prindă alt cuplu și să apuc cu altul să-l spăl. Și așa a fost. Nu știu nimeni nimic. Pace Domnului, frate, eu să-i mulțumim, Domnul să-i binecuvântez. E, dar Domnul a văzut. Și am plecat. Și de acolo trebuia să mă duc drept la altă biserică. Și era drumul rău, noroios. Și unde era noroiul mai mare, pac, pană. Singur în mașină, ce să fac? Mă grăbeam, repede mă dau jos. Și grăbit și datorită străzii stricate, tot m-am făcut cu amândouă mâinile. Poate și pe haine m-am murdărit. Repede să mă spăl în apa rece dintr-un râuleș ce era acolo și înșoptește Domnul după ce a îngătat pana. N-ai vrut să speli puțin noroi în apă călduță? Azi că te-ai spălat de mai mult în apă rece. Și mi-a dat o lecție. Dar fie lecția asta mea și pentru dumneavoastră. Și să nu mai pățească nimeni. Să ne ajungă, să ajungă lepădarea lui Petru pentru toți care vor să-l apede. Și ce am pățit eu pentru alții care le este greu să plece să facă ei tot. A, poate noi am spălat pe unul care ne-a fi cinste în final, nu? Nu, pe oricare Domnul a făcut-o. Că dacă așa este în interiorul nostru și o facem, asta are valoare și e răsplătit. Al treilea aspect, spălarea picioarelor arată că avem o cunoaștere absolută a planului Dumnezeu pentru noi și pentru ceilalți. Cum vine asta? Versetul 3 din Ioan 13. Iisus, fiindcă știa că Tatăl lui se toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. De ce a făcut Iisus spălarea picioarelor? Pentru că știa ceva ce ei nu știau.
Cine nu face spălarea picioarelor, încă nu știe tot ce trebuie. Versetul 7, spune Domnului Petru, ce fac eu, pe tine nu te duce capul acum. Tu nu cunoști ce fac eu acum. Cine face spălarea picioarelor, cunoaște mai mult decât de la care nu o face. Adăugăm și versetul 12. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? De-aia uneori trebuie să ne predicăm de la masă, ne așezăm la masă, spunem, ei, fraților, înțelegeți voi ce cu spălarea picioarelor? Sau nici acum nu cunoașteți? Și începe să le explice frumos. Și voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ce că așa sunt, deci dacă eu am făcut lucrarea asta. Da, voi, că spune Domnul versetul 16, robul nu-i mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă eu am făcut asta, atunci, de ce nu vreți să o faceți voi? Vrea Domnul să le spună, eu cunosc niște lucruri. El știa de unde a venit și știa unde se duce. Domnul Iisus n-a fost un muribund care așa se spele pe picioare, așa că a delirat și n-a mai știut ce are de făcut. El a știut că în câteva clipe va fi jertfă pe altar și că peste 40 de zile, după alte 3, va fi sus în cerul. Știa ce a făcut și totuși a spălat pe picioare. Dacă am ști noi ce urmează pentru noi, și noi am spălat picioare, dar noi nu știm ce vine. Poate chiar la pe care îl speli va fi pentru tine unul care te va ajuta. Poate chiar la pe care îl speli îi vei zdrobi inima lui, care este rea prin actul care tu îl faci. Poate prin aceasta Dumnezeu îți va da o notă bună și pentru slujirea care urmează te va recompensa. Domnul a știut ce vine mai apoi la nivelul bisericii, ce urmează. Cum se vor vrea unii și vor vrea să fie doar lideri, să uite slujirea. Și cine știe care e natura omului, atât a celui care o face, cât și a celor care o slujiți, cine știe cât e de slab omul la mândrie. Omul pus în cinste, psalmul 49, cad dobitoacele care se taie. Omul e tare slab, de-aia e indicat să facă aceste lucrări. Domnul a știut de ce face asta. Nu pentru el, măcar că el ne-a dat o dovadă. Așa a spus, înțelegeți voi că eu înțeleg, spunea Domnul. Voi înțelegeți ce înseamnă asta? Ai pricepe, Petre, după aia. Și în al patrulea rând, am putea spune că spălarea picioarelor este o curățire periodică, nu prin actul acela care are loc în lighean, ci în interior, dar aceasta e dovada primirii noastre, unii de către alții, iertării reciproce de care vorbeam, a unei spălări care Domnul ne-o face de fiecare dată. Păi de fiecare dată noi facem spălarea picioarelor cu Domnul. Mă, că-i Domnul-i frați ăștia, cu aceștia o facem. Și este o curățire periodică pe care o face Domnul, pentru că spune versetul 10. Cine s-a scăldat, n-ar trebui să se spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Și are rolul ei. Haideți să le reamintim aceste 4 mari puncte, pentru care spălarea picioarelor este atât de însemnată, atât de valoroasă. În primul rând spuneam că este o dovadă practică a iubirii. Trebuie să izvorească din iubire. În al doilea rând, este o dovadă a slujirii totale. Că ești în stare să iei ligheanul, să faci tu tot, pe ultimul pe care ți este dușman, așa să o faci? În al treilea rând, este dovada cunoașterii, că știi cât de slab sunt oamenii, că știi că e bine dacă ești sus, să știi să te poți pleca jos, că știi că oamenii au nevoie să le dovedești asta. Atunci vor vedea cu adevărat o dovadă practică. Cine știe, o face. Cine nu știe, și spunea Domnul versetul 17, dacă știți aceste lucruri, deci nu doar să știi asta, dar cine nu știe să spele picioare pe un om, nu? Și nu-i vine niciun murdar. Deci să știi însemnătatea ei, valoarea ei, cine știe asta ce înseamnă? Ca și cu botezul. Nu, ce e asta, uite, bagă în apă, e scoală sus, ce e asta? Își copii să joacă. Într-o vană poți să joci, ce e asta? Păi ce e asta? Nu actul exterior, ce e asta? Ce e în interior? Dar dovada exterioară e o dovadă că înțelegem tot ce înseamnă asta. Unul depune jurământul, de exemplu. Păi ce niște cuvinte acolo pe care le poți să le spui ca pe poezie? Da, dar asta ai făcut în urma unui instructaj și ești conștient ce înseamnă asta, că ești responsabil. Și în al patrulea rând spuneam că este o spălare, o curățire periodică. Noi în fața Domnului și noi unii cu alții. Haideți să încheiem, notând faptul că și reamintindu-ne că în Vechiul Testament, spălarea picioarelor a fost o practică lăsată în conștiința oamenilor de Dumnezeu. Să se primească bine unii pe alții. Și ei au practicat-o la nivelul trăirii lor. În Vechiul Testament, atâta era nivelul. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Uite aici apa, spală-te dacă vrei. Atât înțelegeau ei, asta era nivelul lor și asta o făceau. Dar Domnul a venit și în nou legământ i-a dat o altă turnură.
O ridicat-o la un alt nivel și a făcut din ea un act care trebuie să aibă loc în biserică. Spunea Domnul aici în versetul 17, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Acum, nu o să le pricepem noi toate dintr-o dată, că nu am fi noi mai capacitați ca Petru, că nici el nu le-a priceput dintr-o dată. Dar o sta cu minte. O sta cu minte și cu vremea l-a priceput. Este o dovadă de cunoaștere, o dovadă de dragoste, o dovadă de slujire, dar nu e valabilă decât dacă o faci, dacă o împlinești. Modelul original și autentic, spune Domnul aici, în versul 13, voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Și acum spune versetul 14, deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru v-am spălat picioarele și voi sunteți datori. Dacă Domnul a făcut asta, știți cine are dreptul să nu o facă? Când în Egipt s-a strigat în fața lui Iosif în genunchi, ce a spus faraon? Toată lumea în Egipt, dar Iosif e mai sus. Și care e mai sus ca Domnul, poate să nu o facă, nu? Domnul, numai de la el în jos, orice comandant în armată, de la mine în jos, toată lumea, în genunchi, la spălarea picioarelor. Care e mai sus, sau nu mai sus, poate, aia care a luat-o înainte. Aia care a luat-o înainte sau aia care se duc pe delături, sau spre în urmă. Dar oile care merg după Domnul au spus, Domnul, eu sunt ușa, dacă el ca Domn și Învățător a făcut asta. A, noi spunem, nu, asta doar la nivelul minții, adică vă temeți că Domnul nu le putea explica teoretic numai dacă făcea și practică? Păi Domnul avea niște cuvinte, putea să le explice teoretic, nu mai nevoie să se facă practic cu ei. Dar a considerat că nu-i destul teoretic, asta nu-i teorie. Că cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Este o datorie, sunteți datori. Așa spunea un frate întrebând pe altul care știa că nu face spălare pe cel, ci frate, ți-ai mai plătit datoriile sau totuși așa nerambursate? Și ce datorie? Păi datoria care ți-a lăsat-o Domnul. Este o datorie. Apoi, spune tot aici, versul 15, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. De ce ne-a spus Domnul, a, și voi să gândiți cum am gândit eu, gândiți și voi și ok. Deci este o pildă. Și spune Petru, el care a învățat, zice, dați-vă pe voi înși vă pildă turmei. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, exemplul lui. Domnul, de exemplu, problema cu botezul. Păi, a fost Domnul păcătos, de aia s-a botezat? Nu, dacă să ne dea nou exemplu, zic, lasă Ioane. Și Ioane spune, dar nu-i corect, lasă așa să împlinim tot. Că cine vine după noi să știe ce are de făcut. La fel și aici. Deci este o poruncă, este o pildă și în final, poate asta ne înduplecă. Să închei aici, ferice de voi. Este o răsplată pentru asta. Este o satisfacție enormă. Ai vrea să fii fericit? Na, unii nu sunt fericiți că nu fac spălarea picioarelor. Domnul a spus asta. Dacă o faci fericit de voi, nu faci, nu ești fericit. Crezi că atunci când te roagă cineva, auzi, hai, fă-mi cu tare lucru. Sau când te trimite cineva, fă cu tare lucru. Și nu-l fac. Ești fericit în urmă? Nu ești fericit. Deci fericirea aceasta e dată de Dumnezeu, a singurului fericit, spune Pavel. Poate da altcineva fericirea? Ei, Dumnezeu are o porție de fericire care te-o servește la spălarea picioarelor. E fericit de omul cu păcatul acoperit, ai o porție de fericire. E fericit ce stau în casa Domnului, că și ei sunt fericiți. Și am putea să extindem puțin această problemă, să scântărești fericirea și să vezi de la câte ore ai lipsit. La fiecare oră sunt câte o bomboană. Și tu când pleci acasă, poate n-ai numai o bomboană, când ai fost numai o oră sau ai fugit de la școală. N-ai fericirea să fii iertat, n-ai fericirea să cânți, n-ai fericirea să speli picioarele. Și ești un om nefericit așa. Cine o face asta e fericit. Să nu uităm, o fericire chiar și aici. Ați văzut eu cine fericit am fost, cum am făcut o pană când n-am făcut spălarea picioarelor, nu? Cum trebuie. Dar fericirea urmează dincolo. Acea bucurie a răsplății. Pentru că ai slujit. Spunea Domnul, nici un pahar de apă nu rămâne nerăsplătit. Dar un pahar de apă așa curată, dat în mână. Dar acolo sunt mai multe pahari de apă într-un lighean. Și asta este o răsplată. Știți, Dumnezeu, și cu aceasta am încheiat, nu ne pune să faci nimic așa numai să ne aflăm în treabă. Toate au un rol. Toate au un rol și un secret. Și pentru tot ce facem,
cum mi-a spus samariteanul la hangiu, ține aici doi bănuți și ce cheltui pe deasupra, îți plătesc la întoarce. A, nu, ne frică, nu ne plătești, să rămânem cu cine odată acum avansă. Și ați cuminț că avansul e foarte mic. La Domnul plata e mare și răsplata, avansul e numai așa, frumos, pâinea ce ai toate zilele, câte puțin. Dar finalul vine la urmă, fericirea pe care o dă Dumnezeu celor ce păzesc poruncile Lui. Doamne, dă-le fericirea asta. Dar nu aici ne-o dă acolo în camerele alea. Aici numai ne îndeamnă să intrăm acolo, să ne dea fericirea. Acolo e ghișeul de servește fericirea. Îmi vine în minte să anexez ceva. Poate sunt cazuri deosebite, oameni cu probleme, handicapați, care poate nu pot să o facă aici. Faceți într-un alt fel, dar faceți-o. Găsește-ți un frate și o soră care te înțelege. Iar dacă nu, veniți și ne spuneți că nu s-a găsit Iisus care să vă spele și pe dumneavoastră pe picioare și poate îl găsim. Sau dacă nu, ne va fi rușine nouă să rezolvăm, cum să, totuși să rezolvăm problema asta. Dar la fiecare să fie făcut. Spuneam, făceam paralela cu botezul. Am botezat o bătrânică, era gârbovită la 90 de grade. Băi, dar și bolnavă, numai cu grijă să o potrivești. Efectiv a fost botezat așa în rate. Că nu putea fi botezat într-o dată, că altfel o necai, doar mai întâi partea de jos, picioarele, și apoi a fost înclinat în partea cealaltă. Băi, cum s-a putut? Da, am botezat-o. Că trebuia făcut. La fel și spre picioare, poate să faci mai anevoios, dar trebuie făcut. Ca să fii și dumneavoastră fericit și cine te spală. Ca să ești dumneavoastră parte, cum spunea Domnul Apet, dacă nu te spăl, n-ai parte. Și dacă o faci, ești fericit. Doamne, dă-ne harurile acestea. Și ajută-ne să le știm, să le cunoaștem însemnătatea interioară și apoi actul fizic exterior va fi o plăcere să-l faci. Și va fi o fericire și aici și dincolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze la acestea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.